te găsesc în serele tale de aici, de la Periș, trebăluind. De unde pasiunea asta, de fapt? Am această pasiune încă de mic copil, pot spune așa. Am început cum începe orice producător, cu plantatul în mici cutiuțe de diferite feluri. Și de atunci, ușor, ușor, am început să plantez mușcate, primule chiar la început câteva de probă. Și le-ai pus în curte, pe urmă, să vezi cum se dezvoltă? Unele adică... le-am pus în curte, altele le-am plantat în casă la geam. Adică ai învățat înainte despre ele și am citit foarte mult, m-am documentat și chiar m-au ajutat. Uite, îmi pare rău că nu te-am descoperit exact la început, ar fi fost interesant să te văd după 10-12 ani activitate, dar niciodată nu este prea târziu. Cam câte plante faci pe an? De exemplu, acum vorbim de primule, că tot le avem la vremea aceasta înflorite. Avem primula care anul acesta am în jur de 2000 de plante. Putem spune puțin, că este... Puțin, mult? Este o cultură moderată, să zic așa. Este o afacere de familie. Nu este nici mult, dar nici puțin. Este o plantă care o plantăm în toamnă. Ea începe să înflorească în solarii și sere începând cu luna februarie. Floarea ține cam în jur de 2 luni de zile, în sere și solarii. Ea poate fi plantată afară începând cu luna aprilie, imediat ce trece pericolul de îngheț. Preferă, să știți, foarte mult să stea la umbră pe timpul verii. Este o plantă care nu-i place lumina directă a soarelui. Dacă o țineți mai mult la umbră, ea va înflori tot timpul. Și o să o am și anul următor, da? Și anii următori, mai bine zis, exact. Dacă știu să am grijă de ea. Exact, să știți că este o plantă perenă, înflorește an de an, îi plac temperaturile scăzute și nu este atât de bolnăvicioasă în plantată în grădină, în curte, deoarece este ventilată de vânt. Da. În sere și solarii, în schimb, este total opus, pentru că este căldură, este mai puțin ventilată, e umezeală, și atunci va trebui să intervenim cu diferite fungicide. Ai niște culori foarte frumoase, ți le alegi atunci când ai comandă? Da, 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 sunt anumite firme care ne preiau comenzile, ni le aduc din Olanda, iar noi, cum am spus, le plantăm de toamna și primăvară le avem înflorite. În general se vând foarte bine culorile mixte, să zic așa, că fiecare persoană își dorește să aibă cât mai multe culori. De aceea ne alegem aproape toate nuanțele, să zic așa, de primule, ca și clientul să-și poată alege ce-i place. Am trecut de ziua îndrăgostiților, dar ne pregătim de dragobete. Iată, e un dar foarte frumos pentru iubitele, mamele, prietenele, colegele exact. Noastre, nu? Așa este. Dar, pentru a ajunge așa, după cum spuneam, trebuie să treacă 6 luni și tu ai niște cheltuieli. Așa este. Cheltuiești pe ghivece și știu că s-au scumpit... Chiar dublu. Exact. Pe turbă. Pe turbă, pe da. Pe îngrășământul pe care îl aplici. Exact. Un îngrășământ cu o eliberare controlată. Controlată. Așa este. Care acționează exact când îți cumpărăm noi florile. Exact, așa este. Este un îngrășământ cu eliberare controlată care, de exemplu, folosesc pe cel de 5-6 luni. Și începe să elibereze controlat abia după 3 luni de când le-am plantat. Ceea ce favorizează foarte mult cumpărătorul. Pentru că la el începe planta să se dezvolte cum trebuie, eliberează controlat și se va bucura de o plantă și cu multe flori, și sănătoasă, și aspectoasă. Și atunci să le sfătuim pe doamnele care vor primi o astfel de floare, ce au de făcut după ce și-au așezat-o frumos, unde? Pe o masă sau lângă fereastră? Recomandarea ar fi să fie pusă undeva mai la răcoare, în mod special, chiar sub 10 grade. Cu cât este temperatura mai scăzută, cu atât planta ține mai mult. Da, dar noi nu stăm la 10 nu, grade. Nu, dar undeva deci ar fi unde? Gen pe balcon, pentru cei care stau la bloc, sau cei care stau la casă, să pună undeva la geam, într-o cameră mai neîncălzită, să zic așa, și atunci se va bucura de ea mai mult timp cu flori. S-o ude cam la ce perioadă? E influențată de temperatură. Dacă e temperatura crescută, consumă mai repede apa. Dacă afară este soare și este pusă la fereastră, la fel, o va deshidrata mai repede. Deci la nevoie, udarea ar fi ideală. Ce înseamnă asta la nevoie? Că e relativă nevoia asta? Adică o controlăm cumva? Ne uităm tot timpul la ea și vedem dacă pământul este uscat sau nu. Dacă este uscat, vom pune apă. Dacă nu este, lăsăm până se mai usucă.
și repetăm de fiecare dată în emisiunea noastră, apa nu trebuie să rămână în farfurioară. Să nu băltească, asta exact. E exclus, favorizează să... bolile. Exact. Da. Și atunci dacă rădăcinile putrezesc în apa aia... Deja plante cam compromise, să zic așa. Exact. De aia nu ar trebui să băltească deloc apa. Vei trece... la zambile pentru 1 martie, exact, nu? Da, pentru dragobete. Așa, înainte. Dragobete, 1 martie, 8 o martie, martie, ziua femeii. Formă treci la mușcate. Plantele pentru primăvară de plantat în curți, în grădini, uh-huh. Cum ar fi, de exemplu, mușcatele, panseluțele, uh-huh. Belisul la fel. Uh-huh. Da, panseluța nu poți să o iei puțin mai devreme, că rezistă. Panseluța rezistă foarte bine la înghesc, cu condiția să fie plantată direct în sol și nu la înălțime. La înălțime sunt curenții puternici și există posibilitatea să înghețe. Am înțeles. Și pe urmă, în toamnă, mi-ai spus așa, poate am cele mai frumoase crizanteme așa este, așa din este. Zonă. Da, așa este. Toamna avem crizantemele multiflora, cu înflorire începând din luna august, pe la jumătatea lunii august, care țin până la sfârșitul lunii decembrie, dacă vremea ne ajută. Dar mi-ai spus un secret. Dacă vreau să plantez crizantema pe care o primesc sau pe care mi-o cumpăr, da, niciodată să o n-o fac după ce au căzut florile, ci chiar de exact, la exact. Începutul înfloririi. Ideal ar fi atunci când o cumpărați, să o cumpărați când se văd primele floricele și chiar atunci trebuie plantată în pământ. Uh-huh. De ce facem asta? Să poată să-și ducă rădăcinile la mare adâncime, ca atunci când va veni înghețul, să o prindă cu rădăcinile foarte, foarte bine prinse de pământ. Iar după ce au plantat-o, ar fi ideal să o lase uscată până în primăvară și de-abia pe la jumătatea lunii martie, să spunem așa, poate să o tundă pe la 10-15 cm de la pământ. Mai vreau doar să le dai un sfat celor mai tineri, că tu bănuiesc că ești trecut așa, e spre 40, nu? Aproape, da. Bun. Dacă cineva, după ce termină facultatea, să zicem, la 25 de ani, vrea să-și facă un solar cu flori, crezi că ar reuși acum, în vremurile astea? Să știți că trebuie să aibă în mod special pasiune, da, și ar trebui un minim de capital. Uh-huh. Și bine ar fi să pornească de jos, cum se zice, cu un mini solar, uh-huh, să facă diferite teste și să vadă despre ce este vorba, ca să știe dacă continuă sau nu. Pas cu pas, așa, să nu ia din pornire cu 500 de metri de nu solar. Nu poți face, pentru că n-ai experiență în spate. Mulțumesc, Ionuț. Ne vedem în curând. Nu știu, poate la mușcate, poate la crizanteme, dar ne vom vedea și mă bucur că te-am descoperit. Mă bucur cu plăcere și ne vedem tura viitoare.